Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou, suntem față în față cu dumneavoastră din studioul nostru și dorim să vă mulțumim că ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Și în seara aceasta avem invitat un prieten drag, așa că îi spunem bun venit domnului Marius Silveșan, istoric și un prieten al emisiunii noastre, de asemenea un colaborator strâns al activității noastre de slujire. Marius, bine ai venit! Mulțumesc pentru oportunitatea de a veni din nou în studioul dumneavoastră și mulțumesc pentru invitația adresată la această emisiune. Le mulțumim tuturor celor care aleg să fie alături de noi în această seară. Cu drag, de întotdeauna este o plăcere când stăm de vorbă și în seara aceasta, împreună cu tine, aș dori să discutăm despre educația creștină. Educația creștină, când vorbim, automat ne duce cu gândul la educația creștin-teologică, la studiile de specialitate în teologie, dar nu numai, pentru că educația creștină a căpătat un sens mai larg de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, și așa că vom discuta puțin și despre alte forme a ceea ce înseamnă școli creștine, educație creștină, nu neapărat să spunem strict teologic, al studiului teologiei pentru a deveni slujitor, fie că vorbim de teologie pastorală sau alt tip de slujire. Așa că, Marius, înainte de a pune despre educația creștină, hai să vorbim puțin despre educație, pentru că știm cu toții educația începe din fragedă pruncie și a spune că prima să spunem, educație pe care noi o primim este educația pe care o primim în familie, apoi în școala primară, grădiniță, școală primară și apoi vorbim de restul studiilor. Dar hai să o luăm așa de la început. Dacă vorbim despre spatul acestor Carpato-Danubiano-Pontic, ca istoric, cum au stat lucrurile la noi în țările române atunci când vorbim despre educație? Că bănuiesc că n-a fost tot timpul, să zic așa, cel mai favorabil pentru a deschide școli sau de a porni ceva proces de reformă în educație. Da. Ce pot să spun este faptul că într-o anumită măsură spațiul românesc a fost rupt de Occident, să zicem așa. Într-o anumită măsură acest lucru se dat și pe faptului că limba de cultură la noi era slavona, pe când în Occident era latina. Mă gândeam, în timp ce vorbeai, Cătălin, la faptul că, iată, chiar contemporan, să spunem, cu antichitatea noastră, vorbim de o educație la greci, o educație care urmărea atât, să spunem, partea intelectuală, cât și partea de dezvoltare fizică, să spunem așa, oarecum această îmbinare, să spunem, armonioasă între trup și suflet, să spunem așa. În ceea ce ne privește pe noi, nu știu exact cum stăteau lucrurile în ceea ce îi privește pe daci, dar cu siguranță, odată cu cucerirea romană la începutul secolului al II-lea, în urma celor două războaie daco-romane, 101-102, 105-106, acest spațiu pe care noi îl denumim generic Carpatul Danubiano-Pontic intră în sfera de influență romană, o parte din el este transformat în provincie romană, provincia romană Dacia, și avem și o organizare din punct de vedere al învățământului, al modului în care se făcea educație. Și mă leg aici de ceea ce spusesem anterior, anume faptul că avem un model de civilizație din punct de vedere al educației la greci. El este preluat apoi de romani și dus mai departe. În ceea ce privește evoluția ulterioară,
Este de menționat faptul că un rol important în ceea ce privește educația, să spunem, educația formală pe care o diferențiem, să spunem așa, de o educație non-formală care se realizează în familie și aici un rol important îl avea mama și în continuă să-l aibă în primii ani ai vieții. Vreau să spun faptul că noi, ca și români, să spunem așa, ne-am confruntat cu vitregiile vieții, să spunem așa, sau vitregiile istoriei, trecând prin acest spațiu mai multe valuri de migratori, iar apoi, începând cu, să zicem, secolul 14, 15, deja presiunea otomană este din ce în ce mai mare și, clar, în secolul 15, această autoritate a Imperiului Otoman se exercită și în spațiul românesc. De ce am făcut această referire? Pentru a menționa faptul că în perioada Evului Mediu, să spunem așa, situația din spațiul românesc a fost diferită față de cea din Occident și rolul principal, primordial, să spunem, în această educație formală, să spunem așa, i-a revenit bisericii. Foarte important. Deci a existat un moment în care biserica a început să-și exercite rolul educațional și asta cred că este până în zilele de astăzi. Da, și biserica a avut un rol important din punct de vedere educațional în spațiul românesc până la mijlocul secolului al XIX-lea, când avem legea instrucțiunii publice, legea învățământului lui Cuza, care reorganizează învățământul. Deci, practic, biserica, prin slujitorii ei, prin cei care făceau parte din biserică, vorbim de preoți, călugări și tot ce erau în contextul acela eclesial, erau oameni care știau carte. Da, ai punctat foarte bine acest aspect. Ei erau știutori de carte și pe lângă unele mănăstiri au fost organizate și niște școli. De asemenea, unele mănăstiri dețineau și biblioteci. Iată faptul că biserica în Evul Mediu și putem spune că și în perioada modernă și actuală, contemporană, a avut și acest rol de a transmite mai departe valorile culturale prin intermediul educației. Da, este foarte important. Era chiar o pepinieră în care oamenii veneau, învățau, tinerii, copiii aveau de face. Bun, pe lângă biserica chiar făcea și alte lucruri. Pe lângă faptul că era un centru educațional în anii aceia, era și un centru social. Mulți veneau pentru un adăpost, pentru orfani. Mai multe, da. O funcție multiplă. Biserica a avut rolul acesta de a atrage în jurul său activități care astăzi, cum să spun, sunt foarte importante și sunt promovate. Bun, te rog. Să mai menționez ceva. De menționat faptul că pe parcursul Evului Mediu și a perioadei moderne, să spunem așa, preponderent în spațiul românesc, adică să spunem în spațiul a ceea ce în secolul XIX numim generic Vechiul Regat, adică Țara Românească și Moldova,
Deci un rol important l-a avut Biserica Ortodoxă. Din punct de vedere al confesiunii religioase, ea era majoritară. Pe lângă Ortodoxie, o altă confesiune importantă a fost cea catolică. Și de ce am făcut referire la acest aspect? Pentru că și Biserica Catolică, cu precădere în Moldova, se implică și în acest domeniu al educației. Și vreau să mai menționez un lucru interesant, poate mai puțin știut, anume că începând cu secolul XVI, în spațiul Munteniei, dar și în cel al Moldovei, avem și protestantismul. Noua confesiune, să spunem, noile confesiuni, să spunem, noua ramură a creștinismului, cea de-a treia ramură importantă după ortodoxie și catolicism, este protestantismul și el începe să se manifeste, să spunem așa, și în spațiul românesc, mai important în Transilvania, dar și în Moldova și în Țara Românească. Și protestantismul are un rol important și în acest domeniu despre care discutăm noi, cel al educației. Vreau să amintesc aici de un lucru interesant, cel al rolului pe care un principe protestant, este vorba de despot Vodă, care a fost la mijlocul secolului XVI pe tronul Moldovei, 1561-1563, el vine cu o viziune nouă după ce obține tronul și această viziune se reflectă și în domeniul educațional. El, înființând un colegiu latin la Cotnari, ceea ce este o chestiune destul de interesantă și mulțumesc pe această cale colegului meu istoric Emanuel Julcoi, care a realizat o serie de cercetări referitoare la acest personaj interesant. Astfel că iată, avem un fundament, să spunem, un fundament religios al educației în spațiul românesc, în Evul Mediu. În Transilvania lucrurile evoluează un pic diferit. Acolo reforma are un rol mult mai pregnant datorită legăturilor cu Occidentul, legăturile cu spațiul german, și acest lucru se vede și în faptul că ei au o serie de școli, o serie de colegii și mai mult decât atât, protestantismul este cel care, să spunem așa, se implică și în publicarea de cărți, în tipărirea de cărți, într-adevăr cu un mesaj religios, dar este un lucru important acesta. Mă leg și de imaginea care o avem afișată aici cu Sfânta Scriptură. De ce mă leg de ea? Dat fiind faptul că protestantismul este cel care aduce un suflu nou prin traducerea Bibliei în limba poporului, în limba vorbită de către oameni, și acest lucru ajută la inclusiv la alfabetizarea oamenilor. Deci Biblia folosită ca abecedar. Da, Biblia folosită ca abecedar și mi-aduc aminte acum de o chestiune interesantă menționată de către profesorul Lucian Boian, una dintre cărțile sale,
o idee referitoare la rolul pe care Biblia l-a avut în spațiul german. Un rol mult mai important decât l-a avut în spațiul românesc, dat fiind faptul că, spunea domnia sa, acolo Biblia a constituit, să spunem așa, baza pe care s-a construit limba germană literară. Interesant, foarte, foarte bine de știut. Uitați cum Biblia și procesul acesta educațional a dezvoltat practic lumea modernă. Da. Ceea ce vedem astăzi este, dacă vorbim despre influența Bibliei, creștinismului asupra civilizației, îl vedem cu ochii noștri în jurul nostru și ceea ce se întâmplă astăzi este practic o fază ulterioară a acestei dezvoltări pe care nu putem ignora. Oricine ar încerca să scoată asta din istorie, influența creștinismului și cât de mult a influențat Sfânta Scriptură, lumea va avea dificultăți, pentru că oricât ar încerca să le anihileze, ele sunt foarte este, vizibile. Da, Cătălin, ai dreptate. Este incontestabil rolul pe care creștinismul l-a avut și continuă să-l aibă în în societatea umană, să spunem așa, în civilizația europeană sau în civilizația americană. Bun, hai să mergem mai departe. Deci a fost momentul la cheie în istoria României când Alexandru Ioan Cuza a facilitat prin legea instrucțiunii publice, legea învățământului. Legea învățământului a facilitat educația în masă, că despre asta vorbim, da? Pentru da. Cei care puteau. Bine, pentru că bănuiesc că ca și în zilele astea și atunci exista o mare categorie de oameni care nu accesa de niciun fel școala și tot așa se baza pe ceea ce învățau unii de la alții și în jurul bisericii, vorbind de învățământul public. Hai să vedem cum sunt cu teologia, cu școlile teologice. Când au început să apară pe la noi, Marius, și în special în lumea evanghelică, dacă știm cam cum se transmitea informația în lumea evanghelică, învățătura creștină pe vremea respectivă? Da, permitem să fac câteva referiri legate de ceea ce ai menționat tu, de legea lui Cuza, de legea învățământului, legea instrucțiunii publice, datorită faptului că eu, ca istoric, consider că prin intermediul ei sunt puse fundamentele educației moderne în România. El vine cu, să spunem, o schimbare de paradigmă prin faptul că, iată, încă de la preluarea domniei, să spunem așa, preluare în urma dublei alegeri din ianuarie 1859, el transmitea un mesaj prin intermediul căruia vorbea de faptul că învățământul trebuie să fie la îndemâna tuturor. Tot atunci, în mesajul domnitorului din decembrie 1859, deci iată, la scurt timp după ce a fusese ales domnitor, el menționa faptul că, citez, în educația poporului bine condusă se află cele mai bune garanții de ordine, de progres și de patriotism luminat. De ce am făcut această referire? Pentru că la scurt timp după aceea, în decembrie 1864, avem această lege a instrucțiunii publice, a învățământului, care aduce o noutate prin faptul că cumva transferă atribuțiile de educator de la biserică către stat. Cuza este cel care, să spunem, modernizează România și pe intermediul secularizării. Această secularizare, bine, nu trebuie să ne referim, această secularizare o înțeleg aici cumva ca o creștere a rolului statului, a implicării lui din ce în ce mai mult în treburile cetății, să spunem așa.
context în care mă întorc la legea învățământului din 1864 și doresc să menționez că aceasta avea o prevedere importantă, anume faptul că învățământul era organizat pe trei nivele, primar, secundar și superior, iar învățământul primar, că tot puneai tu acea cumva problemă legată de accesul la educație, ori prin intermediul acestei legi, învățământul primar de la 8 la 12 ani era obligatoriu și gratuit. O foarte chestiune important. Interesantă aici. Mergând mai departe, către domeniul, să spunem, educației teologice, educației desfășurate în mediul evanghelic, aș dori să menționez clar influența pe care o avem din Occident, să spunem, prin intermediul reformei, având în vedere faptul că atunci când vorbim de evanghelici, noi ne gândim la evanghelici cuprinzând baptiștii, penticostalii, creștinii după Evanghelie. Dintre aceste ramuri ale confesiunii creștine, să spunem așa, baptiștii au o prezență mai veche în spațiul românesc. Îi regăsim clar din secolul XIX și pe lângă organizarea bisericilor, avem și această plecare către educație, o educație teologică, să spunem așa, o educație religioasă, nu neapărat o, la început, o educație formală, o educație organizată, pentru că întâi au trebuit să se organizeze ei ca și comunitate, fie că vorbim de baptiști, fie că vorbim de celelalte confesiuni religioase, dar odată cu organizarea comunităților religioase, avem și diferite forme de educație religioasă, atât a membrilor, membrilor maturi, cât și a copiilor, prin intermediul a ceea ce noi ajungem să cunoaștem astăzi, spre, dau un exemplu, școala duminicală. Totodată, m-a plecat aici către baptiști, pentru că i-am studiat și pot să vorbesc mai bine și mai argumentat. Ei doreau să aibă și o educație formală din punct de vedere teologic. Ori, o educație formală din punct de vedere teologic, protestantă, neoprotestantă, să zicem așa, deși termenul de neoprotestant din punct de vedere istoric are alte conotații, și cumva și din punct de vedere teologic, dar îl folosim pentru a delimita această comunitate. Așadar, ei se îndreaptă către școli teologice baptiste în Ungaria sau în Germania. Fie că vorbim de Budapesta, fie că vorbim de Hamburg, acolo unde existau seminarii teologice și unde o serie de, să spunem, credincioși baptiști implicați în activitatea religioasă, cei care, să spunem, vor deveni lideri ai comunității baptiste până secolul XIX, dar cu precădere în secolul XX, până la primul război mondial și apoi și în perioada interbelică, au căutat să-și fundamenteze
cunoștințele prin intermediul accesării, să spunem, unor cursuri religioase, unor cursuri teologice la seminarii teologice baptiste din străinătate. Deci era o portiță, era o posibilitate la vremea respectivă și bănuiesc că nu era chiar la îndemâna oricui să se ducă. Deci era investiție, erau ajutați, erau suportați, să zic, de probabil de biserici, de familie, astfel încât ce important este că au crescut în educație, știau că trebuie să se pregătească, știau că trebuie să facă ceva, nu să bea sau doar pe, știi cum e? Sunt foarte mulți astăzi, Marius, și poate ai auzit și tu și respectorii știu că lasă că n-am nevoie, eu citesc ce îmi dă Domnul, aia e. Deci, într-adevăr, Domnul dă, Domnul dă înțelepciune, Domnul dă pricepere în înțelegerea cuvântului, dar trebuie și o pregătire. Pentru a interpreta un text biblic, eu cred că e nevoie, și știm asta, de mult mai multă pregătire și de mai mult de te înțelegi în primul contextul istoric, te înțelegi cultură, trebuie nevoie, puțină geografie, puțină biologie, inclusiv informații economice din vremea respectivă, când sunt o grămadă de lucruri pe care un slujitor al Dumnezeu trebuie să le știe la un nivel cât de cât acceptat, astfel să înțeleagă, să facă o, să poată hrăni pe credincioși cu hrană. Astfel dacă stăm și spunem, vorbesc ce îmi vorbește Domnul, dau mai departe, las că n-am nevoie de școală, Domnul vorbește în mod direct prin Duhul Sfânt, s-ar putea să avem o problemă. Este clar faptul că Dumnezeu vorbește în continuare, în mod personal, oamenilor. Absolut. Și că este nevoie de o înțelepciune, de o legătură cu divinitatea. Însă, ai menționat un cuvânt în, în expunerea ta, să spunem așa, care mi-a atras atenția, anume înțelepciune. Este nevoie de înțelepciune. Dumnezeu ne-a dat și înțelepciune și Dumnezeu, mai mult decât atât, în Sfânta Scriptură ne spune fiți cap și nu coadă. Ori nu pot să fii asta fără o educație și, evident, fără o trăire creștină. Aș vrea să merg puțin mai departe și să mă restrâng un pic la comunitatea baptistă în perioada interbelică și să vorbesc despre faptul că, iată, pentru credincioșii, aș spune, pentru credincioșii evanghelici și aici cu siguranță acest lucru este dovedit în cadrul comunității baptiste, educația religioasă, respectiv cea teologică, a constituit un element de bază a formării personalii de cult. Motiv pentru care, iată, la scurt timp de la încheierea primei conflagrații mondiale în 1918, an care duce și la formarea României mari, deci iată, vine cu noi provocări atât sociale, dar și educaționale, da? Îi aduce împreună pe credincioșii evanghelici, pe credincioșii baptiști din regiunile, din provinciile românești și acest fapt impune și crearea, să spunem așa, unei școli teologice baptiste românești în România. O școală teologică formală, da? În cadrul căreia să poată fi pregătit personalul de cult. Această școală, a cărei fondare o avem în anul 1921, ajunge să fie cunoscută sub numele de Seminarul Teologic Baptist, ulterior, după 1990, se transformă în Institutul Teologic Baptist. Așadar, iată, la momentul 1921, în cadrul comunității baptiste, vorbim de această viziune a unei școli de misiune, a unei școli care să pregătească personalul de cult. Foarte interesant. Iată că, parcă de curând, am sărbătorit 100 de ani de la
înființarea acestei instituții de învățământ în cadrul cultului baptist, într-o perioadă destul de dificilă, imediat după unire, da? Da. Imediat după unire, o perioadă interbelică. Și, Cătălin, bun, unirea ca unirea, dar suntem în 1921, deci la 3 ani, la sfârșitul războiului, da? Deci o perioadă a războiului, cei 4 ani din 1914-1918, au venit cu o serie de consecințe, să zicem, negative. Apropo, dacă tot vorbim de război, credincioșii baptiști au participat la primul război mondial? Da, credincioșii baptiști au participat la primul război mondial, în cadrul armatei austro-ungare, dat fiind faptul că Transilvania era parte a Imperiului Austro-Ungar, dar și de partea armatei române. Da, deci credincioșii... Practic și-au satisfăcut datoria față de țară. Exact. Pentru că da. Era o chemare, patriotismul de care dăm dovadă este, de care fiecare cetățean a trebuit să dea dovadă, s-a manifestat și în rândul baptiștilor, pentru că poate cineva ar crede că baptiștii în general fug de responsabilitățile acestea cetățenești, ceea ce nu e adevărat. Exact, nu este adevărat. Avem documente, avem informații, avem scrisori care ne dovedesc din punct de vedere istoric faptul că am avut oameni care au participat, baptiști care au participat la război. Arad, apare revista de istorie baptistă, Arhiva Baptistă, care are un număr dedicat primului război mondial. Și cei interesați să aprofundeze acest subiect pot găsi acolo mai multe informații. Doresc să mai menționez câteva chestiuni legate de problema războiului, ca apoi să mergem la perioada interbelică, și anume, spuneam faptul că războiul vine cu o serie de schimbări și la nivel de paradigmă. Totodată, războiul este cel care îi pune în contact cu Evanghelia pe o serie de soldați, pe o serie de oameni. Avem oameni care vin de pe front transformați. Sunt oameni care pe front se convertesc. Pe front ajung, cunosc un caz în care un soldat român, să spunem așa, intră în contact cu un ofițer german care îi face de cunoscut Evanghelia. O chestie interesantă și ofițerul german nu îl împușcă pe soldatul român, ci îi prezintă, să spunem așa, îl pune în contact cu Evanghelia. Iată de ce a fost important atunci pentru comunitatea baptistă din România și nu numai să aibă o școală teologică. Aici ar trebui să spunem faptul că această școală de misiune apare clar în Transilvania, da, pentru că acolo era cea mai puternică comunitate baptistă, dar datorită, să spunem, neînțelegerii misiunii ei de către autorități, a persecuțiilor, este nevoită școala respectivă de misiune, să spunem așa, în frunte cu Constantin Hadorian, care devine directorul, să se mute de la Buteni la Arad și de la Arad la București, unde a rămas în continuare. De asemenea, perioada interbelică este
Una clar, în care vorbim de o modernizare a României. Avem, iată, un regim democratic din 1918 până în 1938, dar totodată este și o perioadă în care credincioșii baptiști, pe lângă faptul că cresc din punct de vedere numeric, se confruntă și cu persecuții și cu, să spunem, oarecare neînțelegere a misiunilor, care cumva intră în, să spunem, în conflict, eu știu dacă putem folosi acest termen, cu anumite ideologii naționaliste, anumite curente. Iar unul dintre exponenți a fost filozoful Nae Ionescu, care are, să spunem, o serie de atacuri și la adresa credincioșilor baptiști. Dar mă aduc aminte și de un referat al autorităților române din perioada interbelică, referitoare la seminar, unde se propunea naționalizarea lui pe motiv că educația românilor era în mâna străinilor. Ori erau pentru autorități atunci acest fapt era văzut cumva negativ, dat fiind faptul că cumva ei au o altă confesiune și era văzut, consider eu, în mod greșit faptul că s-ar fi realizat o corupere. În niciun caz așa ceva. Foarte interesant. Marius, mai avem 10 minute și aș vrea să vedem ce se întâmplă după al doilea război mondial și, să spunem așa, cam care este astăzi. Imediat, pentru că al doilea război iar a fost un pas. Da, al doilea război mondial ține 5-6 ani, 5 și ceva, din 39 până în 45. Este o conflagrație, este un război, un conflict care schimbă lucrurile, inclusiv în România, fapt pentru care, iată, în 1947, în decembrie, regele Mihai este nevoit să abdice, este proclamată Republica, iar din 1948 până în 1989 în România vorbim de un regim comunist. Ce se întâmplă cu educația? În anii 40, când avem regimuri autoritare, 1938-40 a lui Carol al II-lea, 40 august 44 a lui Antonescu, seminarul teologic baptist este închis. După 1944, seminarul se redeschide, pe 1945-46 el se redeschide, la Buteni, apoi vorbim de reluarea cursurilor la București. Ce pot să menționez referitor la educație, că de fapt asta m-a întrebat și să încerc să fiu la subiect, este faptul că aici avem cumva o contradicție între valorile creștine, între valorile comunităților creștine, la modul general, între valorile comunităților religioase, evanghelice și, clar, și acele baptiste, și valorile ateiste ale comunismului. Fapt pentru care religia, începând cu 1948, este scoasă din curriculum școlar, da?
se învață în locul ei istoria URSS-ului, avem cursuri de ateism, avem cărți care vorbesc despre ateism, de asemenea vorbim despre cărți care vin să argumenteze faptul că, iată, noi ne tragem din maimuță, să spunem așa. Dar în tot acest context, în acest climat, un lucru interesant este acela că comunitățile evanghelice au fost recunoscute oficial de către autorități și autoritățile comuniste din România și li s-a permis să funcționeze pe tot parcursul perioadei comuniste. În ceea ce privește seminarul teologic baptist, acesta a funcționat pe tot parcursul perioadei comuniste la București. Baptiștilor nu li s-a permis, ca de altfel nici celelalte confesiuni evanghelice, să aibă alte tipuri de școli în afara celor de pregătire a personalului de cult. Ce pot să spun aici este faptul că adică această instituție de învățământ, Seminarul Teologic Baptist, a constituit o oază de lumină în întunericul comunist, oferind sprijin și celorlalte culte evanghelice. Aceasta și în contextul în care lucrurile nu se opresc doar la scoaterea religiei din curriculum școlar. În cea de-a doua Constituție comunistă, cea din 1952, se merge mai departe și se prevede în mod expres faptul că școala este despărțită de biserică. Prin urmare, dacă la începutul discuției noastre am vorbit despre un rol proeminent al bisericii în spațiul public, inclusiv în spațiul educațional, iată că acum, în perioada comunistă, biserica este obligată, este forțată de către autoritățile comuniste să facă un pas înapoi. Este clar faptul că instituțiile de învățământ teologic, și mă refer la toate în perioada comunistă, au funcționat cu avizul, cu acordul autorităților, iar un mod interesant în care lucrează Dumnezeu este și acela că, de unde în prima parte, să spunem așa, baptiștii și ceilalți evanghelici au fost destul de dur persecutați, în cea de-a doua parte, să spunem, a perioadei comuniste, după 1965, anii 70-80, au ajuns cumva să fie folosiți pe post de, eu știu să zic, de bibelou, de vitrină, pentru a arăta Occidentului că, de fapt, autoritățile române respectă drepturile și libertățile. Există libertate religioasă în România. Da, dar ea exista mai mult formal. În anii 80 lucrurile deja sunt mult mai dificile în ceea ce privește pe educația teologică. Numărul de seminariști scade destul de mult. Seminarul Teologic Baptist era o școală de nivel mediu, dar iată că pe evenimentele din decembrie 1989 răstoarnă situația și evanghelicii, baptiștii, beneficiază de perioada de libertate religioasă, fapt care le permite să
înființeze o serie de școli primare, licee și, totodată, dacă ar fi să mă refer la comunitatea baptistă, vorbim de cele două instituții superioare teologice. E vorba de Institutul Teologic Baptist de la București, care continuă tradiția seminarului, și Universitatea Emanuel de la Oradea. Concluzionând, ce putem spune altceva decât faptul că educația a avut și continuă să aibă un rol important atât în viața comunității laice, cât și în cea a comunității religioase, indiferent de confesiunea acesteia, că evanghelicii au pus un accent mai mare pe latura educațională, venind și pe această filieră teologică protestantă. În ceea ce îi privește pe baptiști, am văzut faptul că ei și-au dorit să aibă o școală lor, pe care o vor avea în anii 20 ai secolului 20. Această școală este închisă în anii 40, funcționează cu anumite restricții pe parcursul perioadei comuniste, dar beneficiind de această schimbare de paradigmă și de harul lui Dumnezeu, lucrurile sunt diferite astăzi prin faptul că comunitățile creștine, indiferent de natura acestora, comunitățile creștine care sunt recunoscute de către autorități, au dreptul, au posibilitatea de a oferi tot spectrul educațional, atât învățământ primar, cât și învățământ secundar, cât și învățământ superior. Foarte bine, aș vrea să mai menționez o instituție foarte importantă. În plus, în cadrul Universității din București a apărut o nouă facultate, Facultatea de Teologie Baptistă, care reprezintă, îi spunem noi în limbajul comun, dublă specializare, în care, pe lângă pregătirea teologică, există și o pregătire laică, fie că vorbim de științe sociale sau la vremea respectivă era vorba de specializări teologie limba română, teologie limbi străine. Exact. Iată că, plus, vorbim de studii masteral și inclusiv de studii doctorale, școală doctorală. Să există o școală doctorală, școală doctorală împreună cu Facultatea de Teologie Catolică, pe care, e un fapt inedit în istoria învățământului baptist în România, asta ajunge la acest nivel și, bineînțeles, să fim oarecum respectați, să spunem, și să avem posibilitatea ca personalul nostru eclesiastic, da, personalul nostru eclesial să fie pregătit la cele mai înalte standarde pe care le, condiții pe care le au și studenții, cei care studiază în afară. Marius, o istorie așa și vedem, dacă ar fi așa să ascultăm și să tragem linia, vedem cum mâna lui Dumnezeu a călăuzit poporul acesta, pregătind contextul, plecând de la începuturi, am pornit de la perioada antică, încă de la războaiele romane, daco-romane, până în ziua de astăzi, vedem cum Dumnezeu a călăuzit așa pas cu pas și iată-ne că în ziua de astăzi, numai să fim oameni și să fim gata să slujim, să fim gata să punem osul la treabă, să ne interesăm să studiem și, de asemenea, să rămânem la dispoziția lui Dumnezeu. De asemenea, te rog, o concluzie și... Da, permite-mi să mai menționez un lucru, fiindcă tot ai lansat această provocare. Vreau să spun pentru toți cei care ne urmăresc faptul că educația pare un rol important, indiferent de natura acesteia, inclusiv cea teologică, datorită faptului că ne ajută să discernem lucrurile, ne ajută să discernem lucrurile care ne înconjoară, să ne dăm seama calea pe care trebuie să mergem și totodată să ne dăm seama dacă cei din jurul nostru ne spun adevărul sau ne mint.
Adevărat. Așa este. Marius, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta. Extraordinară discuția. Ne-am îmbogățit în seara aceasta cu informații foarte utile, stimați prieteni. Și noi să vă mulțumim. Marius, te mai așteptăm la noi în emisiune. Fii binecuvântat. Și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă salutăm de aici din studioul ProDocens. Vă rog o seară plăcută și până data viitoare, la revedere!